Din Sfânta Carte, Epistola către Evrei, capitolul 10, voi citi începând cu versetul 19. Astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățate de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Amin. Amin. Cu respect vă invit să vă reașezați. Mă bucur să revin în casa lui Dumnezeu, la Ghiroda, în comunitatea fraților mei de credință. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Și să ne binecuvinteze. Amin. M-am bucurat să ascult cântările, poezia și să fiu întărit în credință, să fiu înviorat sufletește prin cântările ce au fost aduse de cor, de fanfară, de grupul Sirion. Din nou spun Domnul să vă binecuvinteze pe toți. De la început, fratele Ciprian citea un verset din 1 Petru, capitolul 2, versetul 5, și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, și să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos. Există anumite forme de manifestare a pocăinței. Dar dacă suntem pocăiți doar de formă, nu e suficient. Petru, de exemplu, spune evanghelistul Matei în 26:75 că și-a adus aminte de cuvintele Domnului și a ieșit afară, și pocăința are o formă de manifestare. Și el a început să plângă și spune Biblia că avea și conținut forma și a plâns cu amar. Și Domnul a spus, eu m-am rugat pentru tine când te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi, să fii de folos pentru lucrare. Evlavia are forme de manifestare, dar spune 2 Timotei 3:5 că în vremurile din urmă vor fi oameni care vor avea doar forma de evlavie, fără conținut. Atenție, nu există conținut fără forme, dar formele fără conținut nu au valoare. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Există forme de închinare, de slujire. Sunt bune, sunt de la Dumnezeu, sunt biblice. Închinarea prin cântare, prin rugăciune, prin contribuția noastră de bunăvoie, prin îndemnare, am citit din text. Dar există un pericol al formelor de închinare fără conținut. Și subiectul predicii mele din seara aceasta aș dori să fie răspunsul biblic la întrebarea ce conțin formele de închinare. Cum trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu? Spune evanghelistul Luca, Domnul s-a exprimat în fața unor oameni care l-ascultau și a spus, voi vă arătați neprihănirea voastră înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile. Că ce e înălțat între oameni, spunea Mântuitorul în altă împrejurare, e o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Domnul știe cu ce gând, cu ce dorință. Să dea Domnul să putem spune și noi cât despre mine, cât despre noi, fericirea noastră este să ne apropiem de Dumnezeu. Și aș dori să vedem cum să ne apropiem de Dumnezeu. Așa am citit din text, din Evrei 10:22, să ne apropiem de Dumnezeu, să ne apropiem ca să
Încheiem legământ să ne botezăm, să ne apropiem ca să stăruim în rugăciune, să fim botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, să fim umpluți de Domnul cu Duhul Sfânt, să ne apropiem ca să ne împărtășim, să ne apropiem ca să ne închinăm înaintea Domnului. În Geneza, capitolul 4, versetul 4 și apoi și versetul 5, spune cuvântul că Domnul a privit înspre Abel și înspre jertfa lui și a privit cu plăcere. Și versetul 5 spune că Domnul a privit și spre Cain și spre jertfa lui. Și suntem aici, versetul 6, spune Domnul: Cain, pentru ce te-ai mâniat? Știți că o zis Pavel că unii predică din duc de ceartă, din pismă, din slavă de șartă. Bine, el o zis, ce-mi pasă mie, nu-i problema mea asta. Numai că asta nu e o slujire curată, autentică, nu e o slujire duhovnicească plăcută lui Dumnezeu. Și Domnul zice lui Cain: pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu e așa, spune versetul 7, dacă faci bine vei fi bine primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Că atunci când nu vine dorința dintr-o inimă curată, ce conține forma de închinare? Stare, legătură și perspectivă. Deci din text, din text. Dragii mei, spune omului Dumnezeu în Evrei 12, versetul 28, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitor și să aducem înaintea lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Dacă vreți să citiți și versetul următor, da? Roman 12 cu 1, același lucru vorbește despre jertfa noastră, prin dorința noastră pe care ne-o exprimăm de a veni să lăudăm pe Dumnezeu. De a sta înaintea Lui cu inima deschisă, cu gândul în mijlocire unii pentru alții. Și poate că un gând bun, spunea un frate odată, zice, dacă pot să-mi aduc cauza mea înaintea Lui Dumnezeu, ne-am întâlnit undeva instantaneu, nu-i de la noi din biserică, și Domnul i-a adus izbăvire, m-a sunat să mulțumească și noi n-am apucat să mă rog. O zis, dar am mărturisit și am zis, de frate, dar sincer, n-am apucat. Nu-i nimic, o zis, gândul tău bun de a duce înaintea lui Dumnezeu dorința mea, Domnul l-a primit. Mâna întinsă, poate zâmbetul. De ce o fi zis domnului Cain? Pentru ce ți-o poți să omori în fața? De ce uneori așa, poate sub tensiune, poate nici nu sunt momente de prea multă presiune din partea celui rău, dar nu știu, așa, fața noastră, nu prea e senină, nu prea e deschisă. Pavel spune filipenilor, bucurați-vă, și iar zic, bucurați-vă, că întristarea, îngrijorarea, stresul, știți că lovesc în sistemul nostru imunitar? Au constatat medicii că cel puțin 10 ore, în momente de tensiune, de apăsare, de stres, cade. Te sperii că o pica netul, nu? Sau semnalul, dar când a picat sistemul imunitar și ești afectat. Domnul ne îndeamnă chiar în necazurile noastre să ne bucurăm. Obișnuiesc să spun, pe muntele schimbării la față, dintr-o față senină a Mântuitorului, Dumnezeu i-a schimbat fața sau i-a mai pus ceva și a fost o față strălucitoare, strălucea fața. Și din haine curate, spune Biblia că s-au făcut haine albe. Nu știu ce culoare aveau hainele Mântuitorului. Dar spune Biblia că i s-au transformat în haine albe. Și spune Eclesiastul, hainele să-ți fie curate în orice vreme și unde lemnul să nu lipsească, să fie turnat din partea lui Dumnezeu. Amin. Există un pericol al formelor de închinare fără conținut. În Ioan 4 cu 23 spune Mântuitorul, și apoi și versetul
24. Închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Și versetul 24, pentru că Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să se închine într-o legătură, vom vedea. Cu o inimă curată vom vedea și cu nădejde din text. Trebuie să se închine în duh și în adevăr. Poporul acesta, spunea Mântuitorul din partea lui Dumnezeu, mă cinstește cu buzele, dar cu inima este departe, este departe de mine. În Luca 16 cu 15 am citat acest verset. Dumnezeu vă cunoaște inimile, spunea Mântuitorul. Haideți să vedem din cuvânt prima precizare. Ce conțin formele de închinare? 1. Stare. Starea cu care vin înaintea lui Dumnezeu. De departe mă cunoști, Doamne, spunea psalmistul. Noi suntem conștienți, convinși de lucrul acesta. Domnul știe cu ce gând am plecat de acasă. Știe cum am pregătit mesajul sau notele sau versurile, cum am venit pregătiți pentru mijlocire, pentru a lăuda pe Dumnezeu, pentru a ne îndemna unii pe alții. În Luca 6,45 spune Mântuitorul, un om bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui. Știți că a spus Mântuitorul, bine rob bun, contează cine ești și credincios. Și bine înseamnă cum ai făcut lucrarea. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui. Nu să anunțăm capitolul 4, versetul 4, suntem îndemnați de Pavel. Fiecare să știe să stăpânească vasul în cinste și în sfințenie. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Două lucruri subliniez aici la stare. Curăția mai întâi și apoi dragostea. Curăția. În 2 Timotei 2 cu 21 spune Pavel, dacă cineva se curăță de acestea, el poate fi un vas folositor stăpânului. Un vas de cinste, sfințit, destoinic pentru orice lucrare bună. Prin pocăința noastră, avem parte în numele Domnului și prin sângele Lui de o curățire. Știți că spune Iacov 1 cu 21, lepădați dar orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Doamne, ajută-ne să lepădăm, să dăm la o parte această piedică din calea slujirii noastre, din calea apropierii noastre. Uitați ce spune cuvântul din textul citit, Evrei 10 cu 22. Să ne apropiem cu o inimă curată. Știți că spune David într-o împrejurare, 1 Cronici 29 cu 17. Știu, Dumnezeule, că Tu cercetezi inima și că iubești curăția de inimă. Și pentru tineri, dar și pentru cei mai în vârstă, 2 Timotei 2 cu 22. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea și pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul, dintr-o inimă curată. Pentru că în partea ce va urma vom vorbi despre legătura aceasta a credinței, anticipăm cu un verset, 1 Timotei 1 cu 19. Timotei, spune Pavel, păstrează credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au pierdut legătura. Credința face legătura între noi și între biserică și Dumnezeu. Dacă ai pierdut cugetul curat, și că spune cuvântul în Evrei, în Ioan 13, versetul 2, în timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda, Iscarioteanul, gândul să-l vândă. El a fost la cină, spune Biblia că după ce a luat bucățica, a intrat satana în Iuda.
Numai eu nu cred în căderi spontane. Omul își pierde controlul la nivelul privirii, la nivelul vorbirii, la nivelul gândirii și apoi la nivelul practic al faptelor se văd rezultate. Acest trup, despre care Pavel spune că îl supun la tot felul de înfrânări, ca și cu lepădare de sine, zice el, ca nu cumva după ce am propovăduit altora eu însumi să fiu lepădat. Acest trup îl fac să alerge înainte, spune Filipeni 3, spre țintă, să se arunce spre ceea ce urmează, spre ceea ce este pregătit. Cum îl cauți tu pe Domnul? Prin știința firii? Tu nu știi că ea e roadă a nelegiuirii? O, nu-l vei găsi, că locul lui e curăția. Cine-și leapă de păcatul îi simte părtășia. De îmbraci hainele luminii, tu îi simți părtășia. Vom vorbi în continuare despre legătura noastră cu Dumnezeu, despre legătura noastră în credință și părtășie. Dacă să fim acolo, într-o bună relație, legătură, trebuie să venim în curăție. În Ioan 13, cu 10 și 11, de aceea Mântuitorul spune, voi nu sunteți toți curați. Pentru că știa pe cel ce avea să-l vândă. Ce frumos sună versetul acela 8 din Iov 1. Acest verset se repetă. Dar aici spune chiar Dumnezeu, ai văzut pe robul meu Iov? El este neprihănit, curat la suflet, se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Atunci când ai dorința să te apropii de Dumnezeu, trebuie să știi că El iubește curăția de inimă. Chiar și atunci la botez, spune 1 Petru 3,21 că botezul este mărturia, dovada, mărturisirea unui cuget curat, unei stări prelucrate de Duhul lui Dumnezeu. Că aici, la nivelul minții, în interiorul nostru lucrează puterea lui Dumnezeu ca să ne schimbe, ca să ne elibereze și înainte de a primi cuvântul cu blândețe să fie sădit în noi, trebuie să lepădăm orice fel de revărsare de răutate, orice fel de necurăție. Doamne, ajută-ne! Eu cred că cine e sincer, Dumnezeu nu-l lasă. Și dacă stăruie în rugăciune, Dumnezeu îi creează condiții de pocăință. Îi pune în cale slujitori care să-l ajute, oameni care să-l susțină. Și pentru Mântuitorul a venit un înger ca să-l întărească. Și peste noi vine puterea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, ca și peste Mântuitorul. Iisus, plin de Duhul Sfânt, a fost dus în pustie ca să fie ispitit. După curăție, o să vedem că trebuie să fim umpluți de puterea Duhului Sfânt. În Iacov 4,8 spune Domnul, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi, curățiți-vă mâinile păcătoșilor. Dar nu-i suficient să tot cureți mâinile, și de altundeva vorbește gura din prisosuri inimii, de altundeva ajungi la completări, știi? Că din inimă ies lucrurile nepotrivite. Spune cuvântul în Geneza că Dumnezeu a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima omului, vrei să afișezi? O să ai mare răsplată. Geneza 6,5, Dumnezeu a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai înspre rău. Dar cine conduce viața noastră?
Frați și surori, mi-amintesc acum de un verset, Luca 8 cu 14, și apoi să vorbim și ceva din 15. La noi era un frate care primea câte un gând așa de la fire și mustra gândul cu voce tare. Domnul să te mustre gând că fânul-i pe jos și vine ploaia. Și noi îl susțineam cu oameni și cu Doamne, dă-i putere să nu se mai îngrijoreze. Sămânța căzută între spini, închipuie pe aceia care aud cuvântul și scut drumul lor și își văd de drum. Dați-vă! Își văd de drum. Și îl lasă să fie înăbușit de tot felul de probleme și griji și plăcerile vieții acesteia. Știți ce spune cuvântul în Isaia? Când Domnul a venit pentru oile rătăcite, nu? Și noi eram printre ele, fiecare își vedea de drumul lui. Numai că s-a croit un drum, o cale, care se numește calea cea sfântă. Nici cel fără minte nu rătăcește pe ea. Cel care este sincer și interesat și doritor și rugativ cu stăruință. Dumnezeu face curățirea interioară și apoi îl umple de puterea Duhului Sfânt. Am ajuns la versetul 15 deja, nu? Uitați ce frumos! Merg lucrurile în lucrarea lui Dumnezeu. Versetul următor, 15. Sămânța care a căzut pe pământ bun. Sunt patru categorii de pământ acolo. Eu eram copil în adunare, auzeam frații în vârstă că vorbeau, dădeau un demn și se rugau. Doamne, ajută-ne să fim pământul de al patrulea. Nu știam de unde e al patrulea, dar mă rugam și eu tot așa. Doamne, și eu vreau să fiu pământul al patrulea. Nu știu care e unul, care e doi, nici trei, nici patru. Dar dacă așa zic, frate, am încredere că știu ce zic. Păi prima categorie, acolo în Luca 8, au căzut lângă drum. Și spune Biblia că a venit diavolul și a luat cuvântul. Ca să nu creadă. A doua categorie, căzută pe stâncă. Cred până la o vreme și când vine ispita, cad. Și apoi am citit 14 versetul cu îngrijorările, cu bogățiile, cu grijile, cu plăcerile lumii. Înăbușit cuvântul. Dar este și categoria a patra, nu? Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată. Și fac rod în răbdare. Este o vreme a rodirii, spune Psalmul 1, și aduce, dă rodul la vremea lui. Numai să ai răbdare, că o să vină vremea. Să vezi, într-o zi trebuie să rodești cu bucurie, altădată cu îngăduință, cu înfrânarea poftelor, cu îndelungă răbdare, cu blândețe, cu credincioșie, cu facerea de bine, cu bunătatea, cu dragostea, cu pacea. O să vină vremea. Poate nu cu toate odată o să rodești. Dar numai că în răbdare, răbdare. Îmi place mult un verset. 1 Petru, capitolul 3, versetul 3 mai întâi și apoi 4. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în anumite chestiuni. Versetul 4, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Asta da podoabă. Am predicat la noi, erau tineri cu programul lor și eu zic că să am un mesaj și am pus titlul Liber la podoabe. Și le-am citit de toate podoabele din Biblie pentru ei. Leagă-ți-le la gât, pune-l la mână, fruntar la ochi. Da. Scrie, nu? Ați găsit versetele. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-le la gât. Scrie pe tăblița inimii tale, aici sunt mai multe podoabe. Podoaba este sfințenia casei tale. Deci sfințenia este podoaba casei lui Dumnezeu. Pentru cât vor ținea zidurile și vremurile. Să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit. Domnul spunea în Matei 23 cu 26 fariseilor, voi curățați partea de afară a vasului, dar curățiți mai întâi partea din interior.
Să vedeți că de la sine lucrurile vor merge spre o curățire și exterioară. Curăție și de aici din text, dragoste. Așa am citit. Îndemnați-vă unii pe alții la... versetul 24 din Evrei 10, la dragoste și la fapte bune. Eu n-am venit să vă spun lucruri noi, dar am venit să vă spun lucruri mari. Nu vă spun lucruri noi, vorba lui Petru în a doua epistolă, zice, vă scriu aceleași lucruri în amândouă epistole ca o să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, prin învățături. Vă spun aceleași lucruri cu alte cuvinte. Dar aș vrea să fie cuvintele lui Dumnezeu. Să pătrundă cuvântul în inimile noastre și spunea Mântuitorul, se ruga în Ioan 17, Tată, sfințește-i prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul, adevărul lui Dumnezeu. Ne poate curăți sufletele și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Spune apostolul Petru, de exemplu, în prima epistolă, capitolul 1, versetul 2, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Duhul Sfânt, prin cuvânt, lucrează în noi sfințirea, ca apoi să fim iertați. Iertarea Domnului Iisus Hristos prin sângele Lui nu vine din oficiu și fără să ne facem partea noastră. Sau poate unii cred, m-am împărtășit cu sângele Domnului și gata, am iertare. Este o sfințire lucrată de Duhul Sfânt. Și spune cuvântul 1 Petru 1 cu 22, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curăți sufletele prin Duhul, deci am vorbit despre curățire până acum, da? Și mergem mai departe, la a doua precizare în ce privește starea. Ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută. Știți că spune cuvântul Matei 12 cu 44 că duhul rău care a părăsit omul se întoarce și găsește casa curată, măturată și ce face? Se duce să mai ia încă 7 duhuri mai rele decât el, zice versetul următor. Numai că uitați ce spune acolo. Versetul 44, o găsește goală. O găsește casa curată, dar goală. După curățire, trebuie să se împlinească ce spune Roman 5:5. Însă nădejdea aceasta nu înșală, că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile voastre prin Duhul Sfânt. Am venit să vă îndemn la dragoste. Dar nu poți cu firești puteri să duci luptele divine, nici a Duhului poveri, nu poți cu firești puteri să le porți smerit spre cer, de n-ai viață nouă în tine. Mă las să mai recit și eu câteva verse. Însă nădejdea aceasta nu înșală. Pentru ce? Pentru că noi simțim dragostea lui Dumnezeu în inimile noastre. Cât despre mine, spune omul lui Dumnezeu, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu, dar nu oricum. Apropierea trebuie să fie în curăție. De mare preț este curăția nepieritoare a unui duh plâns și liniștit, omul ascuns al inimii, ne cunoaște Domnul inimile. Dar le poate și schimba, le poate prelucra, le poate curăți prin sfințirea lucrată de Duhul. Prin cuvânt. Mai este un verset, Tit 3 cu 5, cred, în legătură cu ce spun acum. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Dragostea. Atunci când vii să te închini, atunci când aduci slujbă duhovnicească, atunci când se manifestă evlavia, nu doar forma de evlavie, atunci când ne pocăim, dar nu doar de formă,
Formele sunt bune, sunt forme de malinvestare, ale evlavii, ale pocăinței, ale închinării, ale slujirii. Numai că formele fără conținut nu au valoare. Și spunea Domnul în 1 Corinteni 13 prin Pavel, poți să ai toate darurile, toată credința, dacă lipsește conținutul, dacă nu este dragostea aceea, pasiunea pentru Dumnezeu și lucrarea Lui, pentru cel căzut, pentru fratele care are nevoie de îndemn, de susținere în rugăciune. Cu ce scop aduci jertfa? Totul este în zadar, spune Pavel. Este egal cu zero tot. Numai că toate au valoare când se împlinește 1 Corinteni 16 cu 14. Mare răsplată o să ai. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Ce bine-i. Dar simți când ți se aduce ceva din dragoste. Dar oare Dumnezeu nu vede și nu simte? Nu ne cunoaște? Dar uneori nici noi nu ne știm bine, pe noi înșine, dar Dumnezeu ne știe. Îți spune Biblia că inima este nespus de înșelătoare, ne derutează uneori și deznădăjduirea, cine poate să o cunoască? O cunoaște tata din cer. Poate tata să se ocupe, zicea frate Simeonuc bătrânul, și de inimuța noastră. Tot ce face să fie făcut cu dragoste. 1 Timotei 1 cu 5, ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată. Vedeți cum se leagă, vedeți cum merg împreună. Nu poți să te rogi, Doamne, tornă, Duhul Sfânt, dă-mi dragoste. Trebuie să fie un burduf nou, trebuie să fie un loc pregătit al prezenței lui Dumnezeu. Ai dori cu tot din adinsul, cu toată ființa ta, inima ta, sufletul tău să fie un loc, un templu binecuvântat al prezenței lui Dumnezeu, dar în mod permanent. Și atunci când vin tot felul de presiuni de la cel rău, și apoi nu, și așa îți vine câte un gând și câte o stare nepotrivită, și poate zici, nici nu mă pot ruga. Duhul necurat a plecat, n-a găsit liniște și pace în locuri pustii, s-a întors și a văzut casa era curată, luminată, dar goală. Și Domnul a spus bisericii din Laodicea, pentru că zici, pot să fie declarații, pot să fie impresii, Domnul e prezent, că Domnul lucrează, că poate nici nu-s rezultate și tot cu impresii trăim. Dar se simte când Domnul e prezent și lucrează. Îmi spunea un tânăr din biserică, am fost la o întrunire din tineret, frate Corneliu. N-am zis nimic, că trebuia să zică ceva ca să știu dacă zic că a fost bine că te-ai dus sau nu. Și zice, frate, a miștat parcă era un har fals acolo. Să tot declara că Domnul lucră, că Domnul e prezent, dar zice, nici versurile nu le auzeam de atâta gălăgie. Și eu sunt obișnuit să ascult versurile mai mult decât orchestrația. Așa ca la voi. Slăvit să fie Domnul. Când Domnul este prezent, poți să simți, dacă ai legătura, că asta vom vorbi mai departe. Legătură. Spune cuvântul în Evrei 10 cu 22 să ne apropiem cu credință deplină. Credința este o ancoră a sufletului ce ne leagă de cer, de Dumnezeu, de Trinitate, de făgăduințele lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu. Ne pune în conformitate cu ceea ce Domnul vrea să ne transmită ca să împlinim cu voia lui Dumnezeu și ne ajută Domnul să stăruim în voia Lui ca să fim într-o legătură, noi suntem dependenți de har, de puterea de sus. Și spune cuvântul să venim cu credință deplină. Ce înseamnă asta? Să venim într-o legătură. Ce rău este să vorbești fără semnal, așa-i? Deci auzi până unde m-ai auzit? Păi nu te-am mai auzit de vreo câteva minute. Nu, stai să repet. Ce ziceți de rugăciune de felul ăsta?
Cred că nu v-ați dori să ziceți așa, nici Tatăl nostru măcar. Dar ce bine este să stai în prezența lui Dumnezeu și când tu spui Tată, Doamne, El să spună, iată-mă, sunt aici. Sunt prezent la închinarea ta. Vreau să primesc, să fie o jertfă de bun miros, să fie plăcută înaintea mea, să o trec în cărțile de aducere aminte și într-o zi astea se vor deschide. Într-o zi va ține Domnul cont de postul tău. Nu se uită ce ai făcut în Matei 6:6, când ai închis ușa după tine în odăiță și te-ai rugat Tatălui care este neascuns și El îți va răsplăti în ziua aceea. Orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită. Și chiar dacă vor veni, se vor revărsa ape mari pe el, nu-l vor atinge. Eram între câteva persoane care discutau probleme care aduc îngrijorare, într-adevăr. Și eu nimic, eu eram tot cu gândurile mele, tot. Și zice, mă, dar tu n-ai nicio treabă cu ce se întâmplă, văd că. Zic, păi, nu știu, vă ajută ceva? Vă ajută ceva dacă tot povestiți și vă tot gândiți? Zic, pe mine mă ajută dacă mă duc la rugăciune. Dar unde mergi? Zic, mă duc la rugăciune. Noi avem seara, acum rugăciune la biserică. O, ce fain, zice, de voi. Așa mi-a zis unul, ce fain de voi. Să lași tot, să-ți faci rânduială în viață, să spui de la 8 la 9, așa avem noi seara. Seara de la 8 la 9, rugăciune la biserică. Zici, așa derulez programul peste zi, încât vreau să am părtășie cu tata. Vreau să fac liniște în viața mea. Vreau să las toate treburile vieții care ne încurcă uneori ca ostași, chemați la luptă. Ne încurcăm cu treburile vieții, așa-i? Dacă vrem să placem celui ce ne-a scris la oase, trebuie să aranjăm prioritățile. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și toate aceste lucruri din context. Ce veți mânca, ce veți bea și cu ce vă veți îmbrăca, deci nu scrie toate celelalte lucruri, toate aceste lucruri, vi se vor da pe deasupra la ce? La împărăție și la neprihănire. E un mare har să cauți împărăția, să o găsești. Și a spus Mântuitorul, voi sunteți deja cu gândul la o altă planetă, nu? Stai pe pământ, dar cu privirea ca Moise, avea ochii pironiți spre răsplătire. Și zic oamenii, mă, dar tu nu ești printre noi aici. Fizic, da. Dar avem gândul înspre Dumnezeu. Gândul acesta, dar să ne însuflețească pe toți. Gândul care era și în Domnul Iisus Hristos. S-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Legătura aceasta, Efeseni 4:16. Din el, tot trupul, adică în legătură, cum vom vedea și aici două precizări în ce privește legătura cu Dumnezeu și cu biserica, nu? Din el, tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură. Vorbeam cu un frate și am spus, frate, am vizitat biserica lor și am zis, mă bucur că ești membru aici și te văd la adunare, tu ce slujbă ai? O zis, eu sunt încheietură. Nimeni nu mi-a dat răspunsul ăsta. Și a zis, vai ce fain sună. Eu sunt încheietură. Ferice de cei împăciuitori, ei o să fie chemați fii ai lui Dumnezeu. Ei vor avea parte de pace. A spus Mântuitorul, când intrați într-o casă, să fiți încheietură acolo. Să ziceți, pacea să fie peste casa aceasta. Dar așa, senin, relaxat. Nu cu ca și un om, așa cum a fost Cain, știi? Poți să omorât, încruntat. Deci că vrea să spargă avioane. Și de Haman, până la urmă, zice cartea Esterea, că s-a mânia, dar știu să se stăpânească. A știut să se stăpânească. Nu au avut. Au avut răutate, dar nu au avut revărsare de răutate, știi? S-au obținut. Bine, nici pe el nu l-o prea ținu mult. Viața. Este-o ca în sfârșit. Legătură. Prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Spune Pavel Efesenilor, da, lasă, te rog, aici poate îl învățăm pe de rost până plecăm acasă.
mai medităm la el, ne mai facem verificarea, ne rugăm, puteți să vă rugați cu voce tare. Căutați să păstrați unirea Duhului prin, dacă ar scrie prin repetiții, aș predica de repetiții seara asta, că mai știu și eu câteva note, nu le-am uitat pe toate din muzică. Îți bune repetițiile ca să pregătești să fii o jertfă excepțională, adică cât se poate de bine, așa se aduce jertfa. Și marele nostru preot despre care am citit în prima parte a textului, el o desăvârșește și o prezintă la Tata în cer ca să fie de bun miros. Să se scrie acolo la Ghiroda, s-au cântat atâtea cântări câte au fost cântate. Dacă ar scrie, la Ghiroda nu s-o cânta seara asta, aici o cântare. Ar putea să se scrie, nu? Eu nu cred că s-o scris, dar ar putea să fie așa, în vreo biserică. S-o cântat, noi să zicem că s-o cântat și Domnul să zică, n-am auzit nimic. La mine n-au ajuns. Cum, Doamne, dar ne-am rugat? Bine, și prorocii lui Bal s-au rugat. Eu și durul rău de tot cu tăieturile alea. S-au sacrificat. Domnul nu ne-a cerut de astea, dar ne-a cerut să fim cu inima curată și deschisă, cu dragostea Lui, într-o legătură sfântă cu Tatăl și unii cu alții. Nu poți să zici că îl iubești pe Dumnezeu, dar cu fratele nu prea ai treabă. Nu, no, nu se poate. Spune cuvântul, dacă vii cu darul la altar și știi că fratele tău are ceva împotriva ta, dacă nu știi, ar trebui să te sesizeze el. Ce să faci? Să lași darul la altar sau dacă vrei neapărat poți să pui în portbagaj și să te duci cu el. Lasă darul la altar. Nu zis Domnul să nu te împărtășești. Zice și așa să luați și să mâncați. Nu zice să vă cercetați și să nu vă mai împărtășiți. Păi nu, să vă cercetați, spune 1 Corinteni 11, și așa să mâncați după ce te-ai cercetat și a rezolvat problema. Nu te cercetezi și zici nu sunt vrednic. Luna viitoare, nici atâta nu ești vrednic și nu știu când o să mai fii. Că pierzi firul de legătură, pierzi puterea. Prin împărtășire primești putere de la Dumnezeu. Și dacă tot așa, ca în muzică, așa cu tremolo sau cu fade-out, din ce în ce mai rar rămâne deloc. Rămâne lipsă. Ce frumos sună. Își primește creșterea. Biserica se bucura de pace. Se zidea sufletește într-o atmosferă de pace. Vă puteți zidi sufletește. Vă puteți bucura de prezența lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Vorba unei surori de la noi, nu prea știa bine românește și zice, cu semnul întrebării. Da, să nu fie cu semnul întrebării la dumneavoastră, să fie cu semnul exclamării. Da, slavă Domnului! După amenul pe care îl ziceți, nu? Slavă Domnului! Potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsură și se zidește în dragoste. Vreți să pui și Efeseni 4 cu 3? Căutați, poate îl învățăm pe acesta că e mai scurt. Începem cu versete mai scurte seara asta. Și căutați să păstrați unirea Duhului. Vreau legătură cu cerul? Duhul Sfânt o face. După curățire, după Roman 5 cu 5, nădejdea care nu înșală și dragostea care e turnată în inimi, putem vorbi de legătură. Să vă apropiați cu credință deplină, legătură deplină. Și legătură cu frații, așa am citit de aici, să ne îndemnăm unii pe alții. Asta e legătură. Apoi, ultimul verset din text, să nu părăsim adunarea, asta e legătură. Ce conține forma de închinare? Stare, 2, legătură. Nu poți să te închini fără o stare corespunzătoare cu voia Domnului. Nu poți să te închini fără legătură. Sau poți, da? Știți că obișnuiesc să mai spun, scrie în Iacov 3, că nu se poate în aceeași vână a izvorului să curgă și apă dulce și apă amară. Obișnuiesc să spun, o vreme se mai poate, o vreme se mai poate, dar nu ține mult că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu gelos.
Și spune, vreți să-L întărâtăm noi la mânie? Suntem noi mai tari decât El, spune cuvântul? El nu poate să accepte slujirea duplicitară, viața duplicitară, nu. O vreme te lasă, Dar după aceea te lasă de tot, că spune în Romani 1, de aceea pentru că nu i-au mulțumit și nu l-au proslăvit, când văd că ești pregătit să pui deja, mie și îmi vine să caut versetele. Roman capitolul 1, versetul 21, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, dar ce avem și să nu fi primit? Orice, ai un trup, ai o chemare, ai un dar, ai calități, bucură-te, dar slăvește-L pe Dumnezeu. Nu te încrede în înțelepciunea ta, în puterea ta, în faptele tale. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Și spune versetul mai jos, s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Și spune versetul 24, de aceea Dumnezeu i-a lăsat. Faceți ce vreți, declarați ce doriți și mergeți pe căi strâmbe. Proverbe 14 cu 12, multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Doamne, cercetează inima. Vreți să puneți asta? Psalmul 139, ultimele versete, hai că stare bune. Ultimele versete acolo, 23, mulțumesc de ajutor. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Așa a zis Pavel, am citit de la început din Cronici. Doamne, Tu cercetezi inima și iubești curăția de inimă. Doamne, cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Mai ești pe calea îngustă. Calea îngustă este calea veșniciei. Pe calea îngustă e luptă, plăceri de șertăciuni pe Ianus, o luptă cu noi înșine, cu firea pământească. Și spune 1 Petru, capitolul 2, versetul 11, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii care se războiesc cu sufletul. Suntem în război spiritual, suntem într-o luptă permanentă cu noi înșine și trebuie să ne ferim și trebuie să ne silim și trebuie să luptăm lupta cea bună a credinței ca să putem păstra legătura, legătura cu tata, legătura cu frații de credință. Nu poți să zici că îl iubești pe Dumnezeu și n-ai legătură cu frații. Recent am vorbit cu persoane care au ieșit din biserică, undeva într-o localitate, nu la noi, și m-am întâlnit cu ei acolo și am zis, am o singură întrebare pentru voi. Cu cine vă împărtășiți? Cu cine? Că nu poți să ai viață veșnică. Ioan 6, cine se împărtășește are viață în el însuși. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Cu cine te împărtășești, întrebarea mea? Păi iau cina, luăm cina, pe unde? Pe unde apucăm? Zic, cum, voi furați cina? Nu, serios, voi furați cina, am zis. Să uita la mine, speriați. O rămas să se gândească bine la asta. Acum e una când ești invitat, când ești musafir, când frații știu de tine și tu știi de frații, de unde ai plecat. Dar trebuie să fii în trupul Domnului Iisus Hristos. Și nu oricum, într-o legătură. Ce bune și încheieturile, nu? Întrebați bătrânii, că vă zic ei. De ce greu e când te lasă încheieturile? Mă, nu știu, să nu se mai armonizează, parcă. Organismul. Da. Pe alții de la motocicletă, ca pe mine, îi dor încheieturile. Legătură. Și asta e învățătură pentru tineri. Să aibă grijă.
ca pe niște străini și călători. Nu e aici patria noastră? Noi suntem aici rezidenți, flotanți, nu știu cum se zice mai exact. Noi trebuie să avem privirea înspre cer, slavă Domnului. Doamne, ajută-ne! Și a treia precizare, perspectivă. Ce conține forma de închinare, stare, legătură și perspectivă? Deci din text le-am luat. Versetul 23, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Și aici două precizări. Ce nădejde? Ce perspectivă? Perspectiva că Dumnezeu va lucra și perspectiva că Dumnezeu te va răsplăti. 2 Timotei 2 cu 24 și apoi 25 ne interesează în mod special. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe alții, plin de o îngăduință răbdătoare. 2 Timotei 2 cu 24, da? Da? Și versetul 25, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, uitați cum slujește el, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. După ce te rogi, zice că e bine să aștepți în tăcere ajutorul Domnului, dar după ce te rogi, că tăcerea e bună după rugăciune, nu însă te-a mai pus la vorba asupra părerilor îndoielnice, să cârtești, să te lași așa bătut de valuri, dar încrede-te în Domnul, fii hotărât. După ce ți-ai fixat prioritățile, ai stăruit înaintea Domnului. Am stat de vorbă cu o soră odată și, soră, ce zici? Luptăm așa mai serios în rugăciune cu frații pentru soțul tău. Domnul poate să-l întoarcă. Opa meu, nu îl întoarce nimeni, a zis. Stau un pic, zic, de unde ai zis? De unde e versetul ăsta? Din Biblia bogată? Sau? Nu-l poate întoarce. Dar e mai rău ca Saul din Tars. Dar e mai rău ca alte exemple pe care le mai avem și noi prin adunare. Au mărturisit ei, au zis că pe mine numai Dumnezeu m-a întors. Și pentru unii Dumnezeu a avut modalități așa. Noi tot ne rugăm, Doamne, cu îndurare, cu bunătate. Domnul uneori mai ia și nu ia. Dar nu există imposibil la Dumnezeu. Aveți vreun verset cu imposibilul lui Dumnezeu? Dumnezeu este specialist la imposibil, slăvit să fie numele Domnului. În nădejdea că Dumnezeu, cum pe potrivnici? Așa, împotrivitor omul. Știți, noi trebuie să avem nădejdea că Dumnezeu va lucra, nu că noi îi convingem. Spune Ioan 16:8, Mântuitorul, când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește neprihănirea, păcatul și judecata. Noi nu putem să-i lămurim pe oameni, să-i convingem. Duhul Sfânt străpunge inimile și întreabă ei după aceea. Noi trebuie să ne rugăm să deschidă Domnul ușa de cuvânt. Știți cum se face cu ușa deschisă de cuvânt? Pun ei întrebări. Acceptă ei când le spui. Am ieșit odată, eram în salopete, pregătit de lucru sau pregătit să fac reclamă la lucru, mai bine zis. Și când am ieșit, două doamne de acolo, doamne cu slujba de contabile, acolo în oraș, au zis, lucrați azi? Zic, aș vrea. Dar știți că e cu cruce roșie? Nu știu, n-am găsit în Biblie cu cruce roșie. Apropo, zice, ce părere aveți de sărbătorile astea? Ușa deschisă de cuvânt, pe tavă mi-a pus subiectul. Mă întreabă, ce părere aveți de... Și am început direct cu părerea pe care o am de sărbătoarea pe care ne-a lăsat-o Mântuitorul, cam singura. Ori de câte ori veți face aceasta, împărtășirea, să pomeniți moartea Domnului până va veni El, să țineți o sărbătoare în cinstea Domnului, să vă adunați ca să lăudați pe Domnul. Și uite cum trebuie să ne pregătim pentru împărtășire. Vreo trei predici la un loc. Da? Asta e ușa de cuvânt. Că așa încercăm noi și să nu credem. Mai bine le dăm un verset oamenilor sau două sau trei, cuvântul are putere. Și în experiențele pe care le avem cu Domnul, este bine și aceasta. Dar să fim încrezători că Dumnezeu va lucra. Și apoi să fim convinși că Dumnezeu va răsplăti. Spune cuvântul în Evrei 11:6, cine se apropie de Dumnezeu,
trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. În Evrei 3:6 spune cuvântul: Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Și 1 Ioan 3:3 spune așa: oricine are nădejde aceasta în El, cu ce am început? Se curăță. Înțelegeți? Omul care are nădejde se curăță. Se liberează prin puterea iertării a sângelui Domnului, prin puterea prelucrării Duhului Sfânt. Reluăm în încheiere. Există forme de vlavie, de pocăință, de închinare, de slujire. Sunt bune, sunt biblice. Da. Numai că formele fără conținut nu au valoare. Conținut fără forme nu există. Ce conțin formele de închinare? Stare, legătură și perspectivă. O stare de curăție, o stare de dragoste, că după eliberare Domnul ne umple cu putere de sus, ca cel rău să nu aibă noi nimic, ci noi să fie puterea de la Rusalii. După stare am văzut din cuvânt că trebuie să ne apropiem nu doar cu inimă curată, ci cu credință deplină, într-o relație, într-o legătură cu Tatăl din cer, căruia îi aducem jertfa și vrem să fie bine primită. Într-o legătură și într-o părtășie frățească, o legătură a păcii cu mădularele din trupul Domnului Iisus Hristos. Să simțim unii cu alții, să ne susținem în rugăciune. N-am găsit niciunde în Biblie să ne vorbim de rău, să ne întărătăm la mâine unii pe alții. Am găsit să veghem unii asupra altora, am citit astăzi. Să ne rugăm unii pentru alții, zice Iacov 5, să ne îndemnăm unii pe alții, am citit în seara aceasta, să ne purtăm sarcinile, zice Galateni 6:2, unii altora ca să împlinim legea lui Hristos. Asta e legătura pe care o realizează Duhul Sfânt. Noi nu reușim uneori, am vrea și când apar discrepanțe, nu știu cum să le zic, rupturi. Am vorbit toată cu o familie și am zis: auzi, vrei să mergem să vorbim cu ceilalți? Vedem, parcă ceva nu e în legătură cu voi. Și zis: da, păi noi vrem de mult. Auzi, cum v-ați gândit voi? Păi mergem, hai să mergem. Nu, zic, hai să mergem mâine seară. Mâine seară? Da. Păi mâine stăm în post. Stăm împreună în post. Vă ajut și eu, mai caut niște susținători. Am frați și surori în adunare, mi-au zis: frate Cornelu, dacă trebuie și postul Estera, știți cum e cu postul Estera, 3 zile și 3 nopți, fără mâncare, fără băutură, frate, numai să ne spui, că poate unii sunt în prag de divorț, poate alții au neînțelegeri, poate alții au explicații greșite în minte și merg rău după Domnul Puterii Văzduhului, care lucrează în fiii ascultării, numai să ne anunți, frate, și să ne nu scoți înainte, că așa e la postră, să-l nu scoți înainte. Și stăm înaintea Domnului. Uite, mâine stăm în post. Nu știu așa, când nu-i Duhul Sfânt, parcă nici în angrenaj nu se învârbine roțile, așa -i? Dar când îi Duhul Sfânt, parcă omul e mai consacrat așa și zice: frate, dacă Duhul ăla rău, auzi, se duce și ea alte 7 mai rele decât el. Cred că poate și mai tare. Nu scrie, scrie că mai rele. Dacă sunt mai rele. De ce? Ca să cucerească. Nu se lasă. Dar noi să nu luăm încă 7 mai silitori, mai devotați, mai cu râvnă, care să se jertfească pentru pace, pentru unitate. Contează legătura. Și apoi perspectiva, nădejdea că Dumnezeu va lucra. Noi ne facem partea noastră. Uneori, într-o propoziție stă partea noastră.
într-o rugăciune sau o oră de rugăciune, sau o zi de post, sau mai multe. Dar avem nădejde că Dumnezeu va lucra. Pe potrivnici, întoarce Domnul, întoarce Domnul. Și apoi nădejdea că El ne va răsplăti. Dacă nu te lași de ucenicie, te lași de slujire, nu știu, abandonezi sau te retragi sau mergi așa la coada oștirii, ca pe vremea când amaleciții au bătut pe Israel în drum spre Canaan. Formele de închinare trebuie să aibă un conținut dat de Dumnezeu când noi vrem să ne împlinim partea noastră înaintea Domnului și Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Amin.